N-am venit ceva, mă. S-a dus. Iată, mănâncă. Da. Aici e papucate. Bine ați venit. E incognito. Păi de ce te-ai să fii neapărat? Acești porci sacrificați după tradiție vor merge la casele de copii și la casele de bătrâni și la așezămintele sociale din județul Argeș. Remarc o organizare exemplară și dorința fiecărui primar participant aici de a-și reprezenta cât mai bine localitatea, comuna din care face parte și obiceiurile care se fac în comuna respectivă. Va fi, sunt sigur, carne pentru toți bătrânii și pentru toți copiii instituționalizați din județul Argeș, Asociației Comunelor, reprezentată de domnul primar de la Albota, domnul primar Dumitru, dar pot să spun că a stimulat participarea într-un mod cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Numai așa, dintr-un ochi, cred că o să avem peste 30 de porci care vor fi donați astăzi. Porcii nu sunt deloc mici, unii depășesc 350-400 de kilograme, deci avem adevărate recorduri. Rugămintea este următoarea. Porcii, după ce vor fi sacrificați și pârliți, reprezentanții DSV-ului vor trece pe la fiecare și vor colecta probe pentru a vă da buletinele de analiză trichinoloscopică. Avem un punct de colectare chiar în capătul acestui pavilion, scrie acolo punct de colectare, o să vedeți un cântar. Toți porcii, tăiați în patru sau tăiați în două în funcție de mărimea lor, vor trece pe la acele puncte de colectare și acolo vor fi, carnea va fi preluată de reprezentanții așezămintelor sociale din județul Argeș, protecția copilului și UASMV-urile, deci centrele medico-sociale care vor fi prezente. Am făcut cine a făcut pandemie.